Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorialul Inserarea unui videoclip de pe YouTube în Genially, Livresc sau Blogger. Deschidem App Genially Dashboard. Dăm click pe Edit pentru a edita prezentarea în care vrem să inserăm videoclipul. Și în partea stângă avem Insert. Dăm click pe Insert. Apoi avem Audio și Video. Apăsăm click pe Video. Și ne zicem că putem posta videoclip de pe YouTube sau de pe Vimeo. Noi o să postăm un videoclip de pe YouTube. Mergem la videoclipul de pe YouTube. Dăm trimite și copiem linkul. Ne întoarcem și unde scrie paste the link here, dăm paste. Sau Ctrl V. Apăsăm pe săgetuță și videoclipul nostru a fost adăugat în prezentare. Apoi, pentru a vedea cum se vede prezentarea noastră, dăm click pe Preview. Și după cum puteți vedea, videoclipul este în prezentarea Genially. Haideți să vedem acum cum adăugăm un videoclip pe Livresc. Deschidem autorlivresc.com și ne deschidem un proiect. Secțiunea 1. Și după cum putem vedea, sub imagine avem video. Tragem video în prezentarea noastră. Îl vedem aici video. Dăm dublu click și dăm schimbă video. Putem să încărcăm de pe calculator sau de pe link. Noi acum mergem pe YouTube apăsăm trimite, copiem linkul, ne întoarcem la prezentare, dăm lipire, dăm aplică. Și după cum puteți vedea, videoclipul a fost adăugat. Și dacă dăm click aici pe ochi, vedem cum se vede videoclipul nostru care tocmai a fost adăugat. Acum haideți să vedem cum postăm un videoclip pe Blogger. Deschidem Bloggerul. Apăsăm Inserați un material video. Putem să-l încărcăm de pe computer sau de pe YouTube. Mergem pe Căutați și căutăm videoclipul care dorim să-l inserăm. Competențe și esențe. Îl căutăm videoclipul, apoi dăm click pe el și dăm Selectați. Îl putem mări, micșora și de asemenea, dacă dăm previzualizați, vedem cum arată videoclipul nostru în postare. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, cred.